Piața muncii se apropie de colaps și asta din pricina numărului tot mai mic de persoane pregătite într-un anumit domeniu de activitate. Industria, construcțiile sau agricultura sunt domenii vitregite de personal calificat. Odată cu dispariția școlilor profesionale, au dispărut și persoanele care, după absolvire, puteau fi ușor încadrate în muncă. Niciunde acest lucru nu este mai acut ca în Slatina. Societățile de pe platforma industrială sunt în continuă căutare de profesioniști, însă de cele mai multe ori cursa pentru angajatul ideal se termină tot atât de repede pe cât a început. Nu de puține ori, angajatorii se văd nevoiți să încadreze în muncă personal necalificat. Le precizez angajatorilor, chiar să-i rog să se implice în activitatea de formare profesională continuă, adică în cursul de formare profesională anterioare angajării și să selecteze personalul și pe această cale. Angajatorii care nu înțeleg că în perioada imediat următoare se vor confrunta cu un deficit major de forță de muncă, probabil că vor fi surprinși de această tendință și vor avea de suferit. Parteneriatele între instituțiile statului și angajatori sunt soluția, spune directorul la JOFM Old Cristinel Cârloganu. Societățile comerciale pot solicita instituțiilor de învățământ să școlarizeze un număr de persoane în anumite meserii, ca mai apoi absolvenții să fie încadrați în muncă. Astfel, toți ar avea de câștigat, firmele și-ar ocupa posturile vacante cu personal calificat, iar muncitorii ar avea un salariu pe măsura pregătirii. Îi invit la agenție să discutăm, să identificăm cele mai bune căi pentru a atrage pe piața muncii, acele persoane din mediul rural supuse riscului de sărăcie extremă, care din cauza posibilităților materiale foarte reduse nu pot participa la un interviu, nu se pot auto-întreține pe perioada cât de imediat de după angajare. Deci iată un bazin de forță de muncă foarte important, disponibil, care așteaptă ca și angajatorii împreună cu noi să îi atragem pe piața muncii. Problema personalului necalificat pare a nu-și găsi prea curând o rezolvare. Autoritățile încearcă prin programele de formare profesională să acopere golul de muncitor cu o pregătire solidă în domeniul în care activează. Salariul mult peste cel din țară i-au făcut pe mulți specialiști să părăsească România pentru alte state.